Her an her yerde gözüm bende. Bunu kabul et artık. Evet öyle. Çünkü gözlerimde sadece sen varsın. Seni görünce sanki uzun bir kıştan çıkmış gibi oluyorum. Isınıyorum gözlerinde. Ben de seni görünce tatlı bir rüzgar esiyor. Üşütmeyen, hafif bir beltem. Bună, prieteni! Bun venit la analiza trailerului nostru Blood Flows. Cum va continua dragostea lui Baran și Dylan? Ce plănuiește Hassan acum? Cum va apărea Cevahir? Toate detaliile sunt în videoclipul nostru. Nu uitați să vizionați până la final și să vă abonați. Așteptăm 750 de aprecieri de la cei care spun că dragostea știe să ierte. După ce Baran îl iartă pe Dylan, începe să-i pese mai mult de el. Între timp, de fapt nu iubesc pe nimeni în afară de tine. Încearcă să spună că nu este interesat de nimeni altul decât de tine. Cu toate acestea, el dezvăluie și că este conștient de dragostea lui Dylan pentru el. Chiar și așa o exprimă. Ochii mei sunt ațintiți asupra mea peste tot, în orice moment. Accept asta acum. Da, Asa. Pentru că doar tu ești în ochii mei. Când te văd, simt că tocmai am ieșit din iarnă. Mă simt cald în ochii tăi. Aceste sentințe romantice nu puteau rămâne neîmplinite. Continuă Baran. Când te văd, bate un vânt dulce. O adiere ușoară care nu provoacă fric. Înainte de tine, totul era neclar. Dar tu ai devenit busola mea. Am găsit calea de a iubi în tine. Dylan preia propozițiile romantice. Nu vom pleca niciodată. Pentru că destinul nostru este același. Indiferent de dificultăți cu care ne confruntăm, ne vom ține strâns. Vom merge știind că dragostea noastră ne va ține împreună. Aceste propoziții par să anunțe noi probleme care vor apărea în viitor. Dansează împreună. Se plimbă pe plajă și zboară zme. Baran și Dylan au o săptămână frumoasă. Aceste frumuseți vor continua între Harun și Yasmin. Cu toate acestea, persoana care va umbri frumusețea va fi Cevahir. Când vine Cevahir, este un pescar cu el. El o roagă să nu spună nimănui că este în viață. De ce să aștepți oricum să se trezească dacă îl găsești, anunță poliția. Oricum. Cevahir va continua să se comporte ca un om mort pentru o vreme. Nu știu ce plănuiește Hassan să-l ascundă pe Shair. Cu toate acestea, poate că a vrut să-l folosească pe Cevahir ca pe propriul său om în timp ce era plecat. Totuși, asta nu va dura mult. Cevahir va apărea în curând. Hassan va lua măsuri din nou pentru noile sale planuri. Am ajuns la finalul unui alt videoclip. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările. Aveți grijă de voi! La revedere!